Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul Advice. Am vrut să fac acest video pentru că acum 2 luni am început să îmi simt ochii grei și sensibili la lumină. Mai grav de atât, încet, încet încep să am privirea încețoșată la distanță. Eu care credeam că n-o să am niciodată nevoie de ochelari, că am ochii tun, deodată mă trezesc în cabinetul unui oftalmolog pentru un control la ochi. Eram aproape sigur că am nevoie de ochelari și așa a și fost. Am astigmatism miopic, ceea ce înseamnă că nu văd prea bine la distanță, deși am dioptriile doar -0.50, ceea ce nu e mult, dar totuși e ceva. Pentru cei care nu au probleme cu ochii și nu știu, miopia înseamnă că nu vezi la depărtare și hipermetropia înseamnă că nu vezi în apropiere. Cu cât dioptriile sunt mai departe de 0, cu atât e mai grav. Așadar, trebuie să-mi pun ochelari. Oftalmologul mi-a zis că trebuie purtați permanent pentru că așa e la miopie. Dacă ai miopie, trebuie să porți ochelari tot timpul. Cauza principală mi-a zis că e statul prea mult în fața ecranelor. Nu credeam că îți afectează privirea, că stai nu știu câte ore în fața ecranului, dar uite că am aflat pe pielea mea, sau mai bine zis pe ochii mei. După ce ies de acolo din cabinet, de la consultație, stau să mă gândesc, mamă, trebuie să dau bani și pe ochelari acum. Nu era de ajuns că aveam destule cheltuieli, mai trebuie să dau bani și pe niște ochelari. Am fost la o consultație gratuită, spun gratuită în ghilimele, pentru că imediat cum ieși din cabinet, te iau un băiat și te duce să-ți cumperi în secunda 2 ochelarii, din magazinul lor, bineînțeles. Deci, de fapt, e o schemă de marketing ca să cumperi din magazinul lor. Nu e neapărat o consultație gratuită, nu ți-o dau ei că sunt super generoși. Și în magazinul ăla, cele mai ieftine rame porneau de la 500 de lei. Mult peste cât îmi permiteam eu să dau pe niște rame, să ne înțelegem, fără lentile, niște rame. Așa că m-am eschivat puțin, am zis că poate vreau să-mi iau lentile de contact și le-am zis că nu mersi, nu cumpăr acum ochelarii. După aceea chiar mi-am luat lentile de contact, însă știam că am nevoie și de ochelari, pentru că dacă porți lentilele de contact în fiecare zi, ți se usucă ochii, devin iritați și te dor. Mă gândeam, bă, ce mă fac acum că nu am bani de dat și pe ochelari. Nu știu cum s-a întâmplat, dar cred că m-a auzit Dumnezeu. La câteva zile după ce am plecat de la consultație, am primit pe mail o propunere de colaborare. Și ce să vezi, era fix de la o firmă de ochelari. Am zis, mersi doamne, te pup, rămân dator. Da, și am intrat pe internet să văd și eu mai multe despre această firmă. Care e treaba cu ei? Ei bine, pot să spun că am rămas plăcut surprins și o să spun și ție ce am aflat. Firma se numește... Ați auzit? Munel în daneză, pentru că e o firmă daneză, dar noi o să zicem Munel în română, să ne fie mai ușor. Munel este o firmă din Danemarca, așa cum ziceam, dar și-a extins activitatea și în România. Ramele sunt fabricate în Danemarca și lentilele în Germania și Italia, deci e de calitate europeană, nu ceva chinezărism. Cam așa arată ochelarii. Sunt foarte sexy, oricum o să vă pun eu un video acum să vedeți mai bine. O să-i punem și în ochi pentru că vreau să intrăm pe site-ul lor pe laptop să vedem exact care e treaba, pentru că eu asta am făcut când am primit propunerea de colaborare și de obicei când primesc propunere de colaborare, intru pe site-ul companiei să văd dacă îmi place produsul, dacă aș dori să-l promovez sau nu. Deci hai să intrăm pe site-ul lor, pe laptopul meu. Apropo, sunt foarte bun pentru atunci când te uiți la televizor, la telefon sau la laptop, pentru că lentilele au filtru cu lumină albastră. Lumina albastră este lumina dăunătoare pe care orice dispozitiv o emană atunci când te uiți la el și îți afectează ochii. De asta există șanse să îți pierzi vederea și să ai o vedere încețoșată. Bun, așa arată site-ul celor de la Munel. Este o primă pagină foarte drăguță și, cel mai important, ușor de folosit. Ai totul aici expus la vedere și cele 5 categorii pe care ele prezintă. Începem cu ochelarii de calculator. Poți alege aici bărbat sau femeie, o să alegem bărbat din motive evidente. Și aici mai jos poți vedea modelele pe care ele au. Modelul, uite ce tare! Când ții cursorul pe o imagine se schimbă tare. Modelul Anton, modelul Luca și modelul William. Pe culori sunt culoarea negru, verde, roșu și țestoasă. Eu l-am comandat pe acesta, pe Anton, dar și William îmi place mult. Prețul este la reducere, după cum puteți vedea, în prezent. Bagi aici, adăugați în coș. Și stai că am mai adăugat înainte eu, de asta e suma asta mare. Ramele sunt 260 de lei. Ai retur, poți să dai retur în 14 zile. Garanție 730 de zile. A produsului, înlocuire sigură în termen de 12 luni dacă se contactă defecte sau
probleme de calitate. Aceștia sunt ochelarii de calculator. Avem și ochelari de vedere. Hai să luăm Anton de data asta. La ochelarii de vedere poți să selectezi și lentilele aici. Found dioptrii, bagi aici rețeta pe care ți-a dat oftalmologul. Poți să-ți alegi și ochelari heliomați, adică ochelari fumurii, care te protejează de razele dăunătoare ale soarelui. Mai departe ai secțiunea în care ei își pun povestea, de unde sunt, originile, experiența pe care au, filozofia lor. Ei sunt o companie eco care folosesc produse ecologice. Întrebări și răspunsuri dacă ai nelămuriri. Și ultima categorie, tehnologia pe care o folosesc ei. Mă rog, aici puteți voi intra să aflați mai multe detalii științifice despre ochelari. Nu ne pasă, cel puțin mie nu-mi pasă de asta, mie îmi pasă să văd bine cu ei, să mă protejeze de luminile dăunătoare ale calculatoarelor și dispozitivelor și nu în ultimul rând să mă facă să arăt sexy, ceea ce cu siguranță se întâmplă pentru că ăștia sunt niște ochelari foarte mișto. Am căutat și alte site-uri de review-uri ca să văd ce părere au ceilalți clienți și Munel are 5 stele la review-uri pe toate site-urile pe care am intrat. Am să vă las mai jos 3 link-uri de la site-uri ca să vă convingeți. Ramele nu sunt făcute dintr-un plastic ieftin, este un material foarte moare la atingere și plăcut. După cum puteți vedea, se poate plia pe orice tip de cap, chiar dacă ai capul mai mare ca mine, nu contează. Acum să vă arăt ce conține cutia și ce am primit eu. Cutia care are un model foarte interesant, ai 15% reducere la următoarea ta comandă. Ai o anvelopă în care primești mai multe informații despre companie, cât și toate modelele și culorile pe care ei le au. Mai departe, o cârpă din microfibră cu care să ștergi lentilele, foarte folositoare. Un toc maro simplu și foarte sexy și nu în ultimul rând cireașa de pe tort, ochelarii pe care i-ai comandat. Așadar, cred că este un raport preț-calitate foarte bun pentru acest produs și ți-l recomand ție dacă ești în căutarea unor ochelari care să-ți vină repede, care să arate bine și care să nu coste foarte mult. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video și ne vedem în următorul. Nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!